Ce să fac cu viața mea? Aceasta este o întrebare pe care ne o adresăm nouă înșine de foarte multe ori sau la care ne gândim cel puțin o dată. Pe scurt, putem să facem foarte multe lucruri cu viața noastră, dar ca aceste lucruri să ne aducă satisfacție și împlinire, este nevoie să ne investim energia, efortul, cunoștințele, înțelegerea pe care o avem față de oameni și față de noi înșine în ceva viu. În oameni, în animale, în activități care au, la rândul lor, o cantitate de energie pe care noi o primim înapoi. Dacă viața noastră este exclusiv în jurul dobândirii unor bunuri materiale, dacă viața noastră este exclusiv despre ceea ce mâncăm, despre ceea ce îmbrăcăm, despre materie în general, trebuie să știm că de acolo noi ne luăm o anumită satisfacție și împlinire până la un anumit nivel. Dar de la un anumit nivel încolo, starea de bucurie și de împlinire nu poate să vină decât dacă există înapoi reciprocitate, adică dacă eu îmi investesc energia într-un om pe care îl ajut, într-un animal pe care îl salvez, într-un copil pe care îl duc, indiferent că e copilul meu sau al altcuiva, într-un bătrân căruia îi sunt alături atunci când el este singur. De acolo vine adevărata stare de fericire. Pentru că ceea ce are suflet aduce bucurie sufletului tău. Ce nu are suflet și nu este viu, nu poate să îți împlinească sufletul. Poate să-ți crească ego-ul, poți să te simți validat, poți să te simți împlinit că tu ai o mașină mai bună, că tu ai demonstrat ceva cuiva, că ești îmbrăcat mai bine ca altcineva. Însă, fericire, bucurie, împlinire nu poți să primești în această viață decât de la suflet. Adică sufletul tău este nevoie să interacționeze cu o formă de energie a iubirii, a compasiunii pe care el a trimis-o către altceva, altcineva care are suflet. Și atunci poți și tu să trăiești această stare de bucurie asociată sufletului, asociată trăirii. De aceea în viața noastră, indiferent ce profesie avem, lângă ce oameni suntem, ce alegem să facem, ceea ce contează foarte tare este să înțelegem că acest suflet pe care îl trimitem, pe care îl depunem în activitățile noastre, este exact cantitatea pe care noi o vom primi înapoi. Deci noi nu putem să avem pretenția să fim fericiți, împliniți, bucuroși dacă nu trimitem suflet. Prin ceea ce le spunem celorlalți, prin ceea ce facem, prin absolut orice activitate. În clipa în care nu este suflet și este altceva, este ego, este mândrie, este dependență, este validare, bineînțeles că nu avem cum să ne așteptăm nici să fim fericiți, nici să fim mulțumiți și nu avem cum să ne așteptăm ca sufletul nostru să fie împlinit dacă nu a interacționat.